We all are stories. Do you agree with me? Everyday life is about our personal journey into this wonderful world. A journey where we absorb everything that surrounds us. And in this way, we build our personal tale. We all are music. Do you agree with me? Because everyday life goes along with a rhythm, which comes with a soft, gentle, or, depending the days, a tumultuous sound. And this is how we write our personal tale. How would life be without music? Did you ever thought about that? How empty would our days be? How much silence would surround us? The sound of music and its power of carrying us into the world of intense feelings is something we cannot live without. And Sonoro Festival proved it best, again, with its newest project that marked its third edition, Sonoro Musicland, a project that talked about the historical and cultural heritage that the Germans left us in Transylvania. And so the past of this region came to life and reverberated through the recreation of communities and cultural initiatives around ignored or even abandoned monuments. This is the story of Sonoro Musicland, and you are invited to come with us and see it. Bine ați venit la cea de-a treia ediție Sonoro Musicland. Vă așteaptă 10 zile de muzică extraordinară într-un peisaj nemaipomenit și în clădiri, unele dintre ele faimoase, altele mai puțin cunoscute, toate dorind să aducă cei mai frumos din Transilvania către Europa. Am ales un program variat, am ales un program plin de culoare, am ales un program pentru sărate la lumina lunii, sub stele, pentru seri de muzică clasică tradiționale în săli binecunoscute. Vă invităm să ne urmăriți prin această zonă care devine una dintre cele mai iubite din estul Europei, o zonă plină de farmec, de poezie și de o istorie extrem de vivantă, care cu siguranță a fost unul din motivele pentru care ne-am decis să organizăm Sonoro Musicland. Iată-ne ajunși și la prima stație sonoră a proiectului Sonoro Musicland. Trecutul ținutului Transilvaniei prinde viață prin intermediul celui din tâi concert din cadrul acestui proiect, aici, în Brașov, la Bastionul Țesătorilor, un loc plin de istorie ce datează din prima jumătate a secolului al XV-lea. Construit de breasla Țesătorilor, pe 4 nivele, cu goluri de tragere, guri de păcură și cu 2 turnuri de strajă, bastionul are o arhitectură unică în sud-estul Europei. În prezent, datorită extraordinarelor calități acustice de care dă dovadă, bastionul Țesătorilor este gazda numeroase concerte de muzică de cameră și spectacole de operă. I think it's just a part of our vision. Generally of how we view what we can achieve with our little means, what are available to us, which is just putting a couple of people, not a couple, 5, 6, 7, up to 10 people together and playing music and playing good quality material music, not just something to entertain, but also something to maybe make people think or challenge them a little bit. And I think it's important to give people something to think about, not just to feel something, you know? So, and I think it's important to bring it everywhere if we can. And it worked out, I think, this time. Because each program, it contains some lighter material, but it also contains some more serious and maybe even challenging for us as musicians material. And I think it's a good policy, not to make it too kind of popsy and entertaining.
but at the same time to invite as many people as possible. Treating it as a kind of event outdoors. No, but they treated it as a concert. It was surprising, actually, how incredibly attentive they were. Of course, they feel much more free with mobile phones in outdoor setting, which is not great, you know, when everyone is filming you and everyone is doing something. Not everyone, of course, not everyone. But many people in a concert hall, somehow there is this discipline, so you don't like kind of take out your you don't come to the artist taking pictures, you know. Outdoors is different, but I think it's just the mobile phones. Otherwise, it's great. No, it's been great. How do you see this kind of projects in future here in Romania? Do they have a future? I think they should become like not necessarily with Sonoro. I think we're just maybe pioneers. I hope that it will become a normal thing of everyday life, when people have concerts in their gardens or in their, you know, in their homes or in their castles. I think it should be basically a normal thing for a person who is interested in culture. So we hope to bring it to the level where it will become an everyday. Well, I hope. O nouă zi însorită ne pune în mișcare, iar Sonoro Musicland ajunge astăzi la Castelul Bethlen, construit de familia Bethlen între secolele 14 și 18 în stilul renașterii transilvanene, ca reședință nobiliară fortificată. Blazonul familiei, șarpele încoronat, se poate observa atât pe zidurile exterioare, cât și în interior, pe tavanele boltite. Vă veți întreba de ce un șarpe? Ei bine, există o legendă care spune că în zonă, cu multe secole în urmă, trăia un balaur uriaș cu corp de șarpe care cerea jertfe umane de mai multe ori într-un an. Însă familia Bethlen a venit în acest loc, a construit castelul și a ajutat pe localnici să scape pentru totdeauna de acest balaur șarpe misterios. Sonoro Musicland va încerca să redea atmosfera vremurilor dominate de prinți și prințese, cavaleri și animale fantastice, prin intermediul sonorităților muzicii de cameră, ce ne vor aminti de acel aer plin de farmec al timpurilor medievale. Iată, ne-a ajuns la cel de-al doilea loc unde Sonoro Musicland poposește în acest an, cea de-a treia ediție, aici, la Castelul Bethlen din Criș. Un loc plin de istorie, un loc absolut fascinant, un loc care începe să renască și dorința noastră a organizatorilor Sonoro Musicland este de a repune pe hartă locuri ca acesta, care au fost destul de mult bitrăzice de soartă, dar care încep să aibă noroc, încep să fie restaurate, să prindă viață și să devină centrul comunităților respective. Într-adevăr, suntem înconjurați de locuri magnifice, despre care aflăm povești inedite datorită acestui proiect construit în jurul descoperirilor istorice. Dar cum arată Sonoro Musicland în culise, chiar înainte ca publicul să-și ocupe locurile în fața scenei de concert? Iată-i pe muzicieni în toiul pregătirilor, cu emoții, zâmbete complice, ultimele soundcheck și acea fervoare caracteristică de dinaintea adevăratei efervescențe muzicale. How are you? Hi. Getting ready? Hi. We are spying you. Yeah.
bucuria muzicii vine la pachet și cu descoperiri surprinzătoare. Iată că în mijlocul publicului de la Castelul Bethlen s-a aflat și o prezență specială, a cărei istorie personală ne-a uluit pe toți. It because I love the atmosphere. The place for me is very familiar and full of memories, and I loved it, and I was really not surprised, but I appreciated very much the quality of the musicians. And also what I appreciated very much was the program. Of course, especially Mozart at the end, but also the guitarist, who was fantastic, and they are all so full of passion, and this is something which is contagious, yes. And I think the audience reacted also the same way. I want you to tell me a few things about yourself and about your history, because you're connected to that place. Yes. I am, yeah. Now, it's the village of the family of my husband, and my husband was brought up there. He was much older than I am, so, I mean, this was even before World War II. And, and then he went back in the 60s to support people, to support family, to charity projects, whatever. And then we came, the family, children and me, we came to Transylvania on a regular basis, which was really hard work because you can imagine two borders, Romanian border, which was not easy, queuing up for hours and whatever, the roads a disaster, everything was a disaster. And so we are very attached, and my children are very, very attached also. And that was the reason why my son wanted to, in a way, not only come back to the roots, but create something which was in the family spirit, you know, create jobs, make a revival of the village, not the way it had been, but support them and bring new life and create also something inside Romania, inside Transylvania, to attract people, to have tourists come here and share our experiences. And and find a place in Europe which is unique in a way. Alături de explorarea arhitecturală de patrimoniu, Sonoro Music Land mai înseamnă căutare de inedit și descoperire de spații noi, spectaculoase, cu povești unde iubirea și pasiunea stau mână în mână atunci când vorbim de revitalizarea unor zone de basm. Următoarea oprire muzicală nu este la un castel, nici într-o biserică fortificată, ci în Imperiul Cailor, la Cross Country Farm, în comuna Hoghilac din inima Transilvaniei, la granița dintre județele Sibiu și Mureș. Cross Country Farm este mai mult decât o fermă. Este tărâmul unde visul unui om determinat s-a materializat. Și nu ca într-un basm cu zâne, ci în urma unor ani de muncă și încercări nenumărate. Căci cum altfel poate fi drumul către un vis frumos decât presărat cu încercări, temeri și obstacole? Însă dacă curajul și determinarea îți stau alături, nu după multă vreme începi să te bucuri de roadele muncii tale. Adela și Mihnea Vârgolici sunt cei care în prezent dau viață acestui loc de poveste, punând toată pasiunea, energia și talentul în această palmă minunată de lume. Astfel, o fostă fermă de hamei a devenit după 14 ani o combinație de experiențe rurale și cochetării urbane, o lume nouă într-o lume veche, aducând împreună creatori de viziuni și întâmplări unice în spațiul turismului ecvestru românesc. E o poveste
poveste foarte frumoasă, pentru că întotdeauna viața este despre oameni și despre modul în care noi ne cunoaștem și legăm prietenii. Și, practic, cred că sunt 14 ani, cam așa, de când îl cunosc pe Răzvan. L-am cunoscut prin intermediul domnului arhitect Șerban Sturza, care pornise, își dorea foarte mult să promoveze conacele părăsite din România și l-a cunoscut pe Răzvan, au gândit să pornească ceva în sensul ăsta și pentru că domnul Sturza lucra împreună cu mine la un proiect, mi-a zis, cum nu-l cunoști pe Răzvan, trebuie să se întâmple lucrul ăsta. Și într-o seară ne-am cunoscut la Cercul Militar din București, în cadrul unui concert și de atunci, cumva, din ziua aia am rămas în relații și cei de la Sonoro și toate proiectele legate de Sonoro și-au găsit loc în casa noastră din București, care are salon de muzică și sunt întotdeauna bineveniți. Și de acolo viața ne-a dus, pe mine m-a adus în Transilvania, m-am recăsătorit aici cu Mihnea Vârgolici, care este mare iubitor de cai și care s-a mutat aici în 2002, pe vremea când avea 20 ceva de ani, din dorința de a crește cai în libertate și de a crea un pol de interes pentru turismul outdoor, care era ceva foarte nou în România atunci, și a achiziționat această fermă, care era o fermă părăsită de hamei și de vaci, și încet, încet a reabilitat-o. Și atunci, noi doi catalizatori de oameni, Răzvan catalizator de oameni și de povești, cumva a fost natural. Și Transilvania este o zonă din lumea asta care întotdeauna aduce putere prin oameni. When you say violin, took my idea. And where's my music? No idea. Somebody took my music. Oops! No. But my music was here. Okay, thank you, Razvan, for coming. Thank you very much. Very nice. Okay, în orice caz, o să mă duc să-mi găsesc note. Mi le-au, cred, mi le-au ascult, dar nu contează. În orice caz, imediat. It's on eBay. Mâine seară vă așteptăm la fel de oară. Așa. You see, this is how it is in the Sonoro family. The boss makes a mistake and he said, where is my music to us? În toată frumusețea la Sonoro Musicland. O nouă zi în care experiențele muzicale și istorice ne poartă în lumi nebănuite. Călătorim înapoi în timp, iar în jurul nostru se țes din nou povești cu războinici, prințese și menestreli. Sub cerul liber, muzicieni și public pătrund în lumea unei cetăți unde întâmplările misterioase, purtate de o suflare de vânt cu iz medieval, însoțesc sonoritățile muzicii de cameră. Răsărită din propria ruină, cetatea Marienburg se înalță impunătoare la Feldioara, foarte aproape de Brașov, pe drumul spre Sighișoara. Restaurarea sa, desfășurată în perioada anilor 2013-2017, a salvat resturile de ziduri care supraviețuiseră ultimelor sute de ani de părăsire și i-a redat înfățișarea avută în secolul al XVII-lea. Ne bucurăm nespus că Sonoro Musicland a ajuns și în acest loc plin de poveste. Vă invităm așadar la un nou concert de muzică de cameră. Muzică și istorie. Ce poate fi mai frumos?
Astăzi se împlinesc 3 ani de când cetatea de la Feldioara a fost readusă pe harta culturală a României. Un motiv extraordinar pentru a organiza un nou concert sonoro-muzic Land. Între aceste ziduri splendide, cu o istorie extraordinară, am pregătit un program variat, un program surprinzător, intitulat Un om et une femme, un bărbat și o femeie. Lucru extraordinar este că acest concert este primul concert de muzică clasică care are loc în incinta cetății de la Feldioara. În acest an, pentru prima oară, pentru Festivalul Sonoro Music Land. Chiar este o atmosferă deosebită în curtea cetății și vremea până la urmă a fost prietenoasă cu noi. Astăzi chiar, pe 1 august, împlinim 3 ani de când cetatea este deschisă pentru public. Practic, ea a fost ruină până în anul 2012 și timp de 5 ani s-au desfășurat lucrările de restaurare, iar ceea ce vedeți azi este forma pe care avea cetatea în secolul al XVII-lea. Sigur, ultimele 800 de ani sunt legate de prezența sașilor în localitate, iar chiar la început de secolul XIII, la Feldioara, la Marienburg, cum îi spunea atunci, și-au avut reședința Cavalerii Teutoni. Deci este un loc încărcat de istorie, cu o istorie mult mai veche decât perioada medievală, cu urme de locuire încă din Neolitic și perioada dacică, și un loc care, spunem noi, merită vizitat și sperăm ca cei care vă urmăresc să ne acorde așa o șansă și să-și îndrepte drumul și spre noi, pentru că suntem foarte aproape de Brașov, la 20 de kilometri, pe drumul spre Sighișoara. Pe lângă faptul că pot vedea câteva expoziții în turnurile cetății, ne străduim să și găsim evenimente cum este cel de astăzi. Și chiar dacă vremurile nu sunt așa prietenoase cu noi, respectând toate regulile momentului, ne bucurăm să vă avem oaspeți. Simbolurile Sighișoarei, fiind totodată una dintre cele mai mari biserici gotice din Transilvania, Biserica din Deal, este următoarea oprire muzicală a Sonoro Music Land. Deținătoare a Marelui Premiu Europa Nostra, acordat pentru restaurarea și consolidarea structurală și a Premiului Uniunii Europene pentru Patrimoniu, Biserica din Deal a ajuns la actuala formă în decursul a mai multe secole. Construcția a fost începută în anul 1345, modificată în 1429 și după finisările interioare a ajuns la forma finală în anul 1506. Interesant de reținut este faptul că sub biserică se află o criptă cu morminte ce datează din secolele 16-18, iar picturile interioare realizate în secolul al XV-lea au ajuns din nou la lumina zilei datorită unei ample restaurări ce s-a întins pe o perioadă de 8 ani. Când intri în biserică, te cuprinde un val de aer rece, plăcut și reconfortant, în contrast cu arșița dogoritoare de afară. Liniștea, calmul și tihna se instalează încă de la primii pași, oferind călătorilor curioși o experiență aproape transcendentală. Iată așadar o nouă descoperire muzicală sonoro, menită să vă provoace să vizitați acest loc cu aer celest.
Astăzi vă invit să ne urmăriți în fantastica biserică din Deal din Sighișoara, un loc cu acustică splendidă. Când am intrat pentru prima dată acum 2 ani în acest loc și am aplaudat pentru a încerca acustica, nu mi-a venit să cred. Deci, vă așteaptă un concert, zic eu, promițător, în care acustica va fi pusă extrem de bine în valoare. Biserica din Deal și ne îndreptăm spre Meschendorf, satul cu aer medieval și adieri încremenite în timp, unde muzicienii Sonoro se pregătesc pentru o sesiune jam session nocturnă. Public numeros, gazde primitoare, artiști neobosiți și muzica ce ne poartă pe aripi de vise. O seară perfectă, unde bucuria deplină și-a găsit împlinirea prin muzică și muzicieni. Iată că o nouă dimineață își oglindește farmecul aparte, în Meschendorf, la frumoasa Gasthaus, o proprietate ce reunește case vechi de mai bine de 100 de ani, reprezentative pentru arhitectura tradițională săsească specifică regiunii. Șura săsească de la Gasthaus a fost conservată în forma sa originală cu ajutorul unei casete din lemn, ce găzduiește acum sala de mese, un spațiu în care oaspeții pot experimenta delicioasa bucătărie locală, care îmbină influențe românești, săsești și maghiare într-o salbă de arome. Parfum de iarbă proaspătă, adieri cu iz tomnatic, vânt jucăuș pe ulițe, șoapte calde printre frunzele copacilor, căsuțe de poveste, oameni harnici și iubitori de autentic. Și nu în ultimul rând, sonoritățile muzicale ce se insinuează prin ferestrele caselor, unde muzicienii Sonoro se pregătesc pentru următoarele concerte. După repetiții și multă bună dispoziție, i-am provocat pe câțiva dintre ei la o mică serie de interviuri neconvenționale, menite să dezvăluie laturi mai puțin cunoscute ale personalităților. Întrebări neașteptate și, desigur, răspunsuri pe măsură. Vârsta, anii și etatea. Ion Bogdan Ștefănescu, 52 de ani, flautist român în viață.
Alberto Mezirca, 37, and I'm a musician. I play the guitar and I also teach at the conservatory. Age no way, name Diana, occupation musician. Valentin Șerban, 31 de ani, violonist, sper. Dautricourt Nicolas, 44, and a musician. My name is Justus Emanuel Grimm. I come originally from Germany. I'm 51 years old. I know nobody can see that, but I'm 51 years old. And I do audio art for living. Mara Dobrescu, 43 de ani, pianistă. Alexander Sutkevetsky, 38, musician. Ioana Cristina Goicea, 28 de ani, violonistă. Name Pablo, age 34, fresh from yesterday. No, before yesterday already. Occupation, musician, clarinetist. Mario Moritz. Lasă-și. Money. Devisa. Devisa, 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 devisa. No, pleasure. Nu m-am gândit niciodată. Să aflu cât mai mult. Se poate mereu mai bine. Never give up. You know, I was thinking, I don't actually have a motto, but I kept in mind what a great guitar player told me. He's called Robert Fripp, and I had the luck to meet him and to work with him. And he said to me that the most precious thing that you could give to a person is your time. Fiecare persoană trebuie să-și urmeze drumul și talentul cu care a fost înzestrat să-l fructifice. You can do, you can achieve anything. To give your all and to really go for it. Don't give up, ever. Yes. Sometimes a little self-motivation is good. Da, de foarte multe ori, din ce în ce mai des. De multe ori mă preocupă multe lucruri. Sau, uite, dacă trebuie să dau un interviu, mă gândesc la posibile întrebări, mă pregătesc înainte. Pentru că e foarte important să nu te tot poticnești, să stai, să te gândești. Și atunci cursivitatea dă foarte bine pe sticlă și de multe ori nu că îmi place să vorbesc cu mine însumi, dar simt nevoia să o fac și vorbesc toată chiar cu voce tare. Totul. Nu știu ce înseamnă să fiu altă. Înseamnă toată viața mea, deci totul aș putea spune. Obraznic. Friendly. Parcă am mai spus odată energică, dar aș spune acum temperamentală. Linie mea. Sau o temă muzicală. Care e tema muzicală care te-a descris cel mai bine? O temă muzicală. Poate ceva siropos. Ceva poate de muzică de film sau ceva romantic în orice caz. Well, I love very much the sonatas of Domenico Scarlatti because he was Italian but was living most of his life in Spain and had a lot of influences, Spanish influences. So I think that this combination fits very well also to, of course, the guitar, even though he was a harpsichord player, but was influenced much by the gypsy players of the streets of Madrid and Seville. So I think that the music of Scarlatti would fit well with my way of seeing music. No, I hope not Goya something, but I just thought of Goya straight away. I would choose to be something by Chagall. Yeah, something flying. Why? Around. Because my grandparents come from the same region, kind of roughly as him, so I feel a lot of connection to that kind of painter and painting and style. There are some beautiful paintings by Georges Braque, painting the guitar, or Picasso. There is also a guitar player by Picasso. So I think they would fit
because they are also sort of fragmented images of the guitar, and so I think having a complex character like all of us have, I think they would fit well. The scream. Why? Because I think it's necessary to scream out once in a while what you need and what you want. When I was little, I wanted to be an advocate. And now, I don't know, maybe language specialist or something like that. I don't know. Mm-hmm. Yeah, or sport, into sport. Wish secretly that I could have been a tennis player rather than a musician, probably. Cred că aș utiliza-o ca să fiu în două locuri în același timp. I mean, I have to think about it. Look, I mean, so many things, and it will so never happen anyway. So you have to think about many things that will never happen whatsoever. So I don't know. Go for good health until the end of my days and my kids' days, and you know, probably. But yeah. Let's say that. I don't know. And what's the word that describes you most? Intelligence. Probably I would choose an Italian opera composer. Because I admire this time, and I admire bel canto, and I admire opera, and it's been the world of my youth. Same as always. Just I'm so busy. I just do the same every day. I never do anything to make me feel better. Actually, I feel okay generally. Yeah. Yeah. Okay. What's your favorite smell in the whole world? Oh, baked bread, because I can't have it. It's like a forbidden fruit, so it smells great. What's the sound you love most? Silence, for sure. Really? Yes, absolutely. If you could choose to be a book, a title of a book. A title of a book? Yes. What book would it be? 100 Years of Solitude, because I'm a pianist, always alone. Ciocărlia. Simfonie clasic de Prokofiev, pentru că este foarte vie, foarte însuflețită și este scoasă din viață și mi se pare că e o partitură foarte potrivită cu ceea ce se întâmplă acum, ceea ce am trăit în toată această săptămână. Saint-Saëns Carnival of the Animals, probably. I don't know, so many different characters. Everybody is very important, and everybody has their own role, but all the characters are coming from all over the place. So a little bit like the Carnival of the Animals, I think. A bit crazy world. Oh, sunt foarte, foarte multe. Da, chiar la prima ediție din Muzikland Sonoro, am venit în Transilvania și am avut ocazia să vizitez Meschendorf Kriz, Viscri, biserici absolut extraordinare în care, da, nu se mai petrecea mai nimic, și iată acum, grație acestui festival și grație lui Răzvan Popovici și Diane Kedler, aceste lăcașuri și-au regăsit un suflet. Și da, sunt foarte recunoscătoare și mă bucur, deoarece eu, fiind născută în București, nu cunosc foarte bine încă țara mea și grație acestor festivaluri am reușit să vizitez și să concertez, nu, și să cunosc publicul de peste tot, așa că este chiar minunat și mă bucur că și în acest an mă regăsesc aici, în Meschendorf, și că vom fi la a treia ediție, nu, din Muzikland Sonoro. Mm, there are many beautiful places. I
thinking Musicland, I'm thinking in Sonoro also, November, December. Magura for me was very special. It was also the first place I came to. Mm-hmm. This landscape, this nature, this freedom and this fresh air was very beautiful. But I could tell you 20 spots that I loved. So. Astăzi din nou în inima orașului supranumit Bijuteria Medievală a României. Sighișoara, căci despre ea este vorba, găzduiește un număr impresionant de clădiri medievale ce au fost întreținute impecabil de către comunitate și autorități. Datorită acestui lucru, centrul istoric este printre puținele din lume incluse în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, dar și pe lista monumentelor istorice din România. Clădirea primăriei va fi gazda noastră în această seară și trebuie să știți că a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe amplasamentul unei vechi mănăstiri dominicane, stilul arhitectural preponderent fiind cel baroc, cu câteva elemente clasice și renascentiste pe alocuri. În plus, este printre singurele clădiri de acest gen din România, unde sunt organizate evenimente culturale și concerte de muzică clasică, frumoasa și impozanta sala barocă fiind și cea care găzduiește toată această pleiadă de evenimente culturale de excepție. Una din bijuteriile medievale de mare, mare clasă ale României este Primăria Sighișoarei. O încântare să revenim aici după 15 ani. Este locul în care am ținut primul concert Sonoro Interferențe atunci și iată un mare ciclu se închide. Vă așteaptă un program intitulat Cântecele noastre. Muzică extrem de șarmantă, plină de melodii, de serenade, de atmosferă, de eleganța vocii și a adevăratului folclor. Străzile Sighișoarei sunt ca întotdeauna întortocheate, șarmante, poetice și cu siguranță vă vor îndrepta pașii spre această clădire, această sală cu acustică splendidă, un baroc elegant, opulent și plin de culoare. Și cum fac muzica. Sunt foarte, foarte talentați și sunt oameni extraordinari, iar ei locuiesc la tine acasă în această perioadă. Cum e? Destul de fain. Chestia care îmi place este că încerc cam de dimineața până pe la prânz. Și cum ți se pare că repetă la tine acasă? Nu știu, e fain să aud muzică. Simțit acest concert? Minunat și m-am bucurat foarte mult și aseară la concertul de la Biserica din Deal, unde acustica este imbatabilă, nu se poate compara cu orice concert în aer liber, așa că chiar m-am bucurat de privilegiu pe care înainte nu-l apreciam, de a putea asista la un concert indoor.
și cum ai simțit relaționarea cu muzicienii? Ca întotdeauna sunt niște oameni minunați. Răzvan Popovici, directorul festivalului, reușește să adune în jurul lui colegi care sunt mai mult decât muzicieni, sunt oameni extraordinari și avem bucuria să putem să avem aproape, să fie un festival de mici dimensiuni în care să ai o interacțiune mult mai apropiată cu muzicienii decât atunci când îi vezi doar pe scenă de departe. Ți-am adresat această întrebare pentru că tu ești și gazda lor la Meschendorf. Cum este să locuiești în aceeași casă cu muzicienii Sonoro? O bucurie pentru că avem muzică live și, mă rog, cu toate culisele pregătirilor unui concert. Dar e, din nou, e o poziție privilegiată, e o poziție de care ne bucurăm foarte mult să putem să fim așa aproape, să-i putem susține și să ne bucurăm și noi de fărămițele pregătirii concertelor. Muzical ne aduce din nou în Meschendorf, ce împreună cu satele din regiune a fost întemeiat de sașii din Transilvania undeva în secolul al XIII-lea, fiind organizat după un model de așezare păstrat încă din evul mediu târziu, ce gravitează în jurul unei impunătoare biserici fortificate. Satul face astfel parte din regiunea săsească a Transilvaniei, care adăpostește în prezent un număr foarte mare de biserici fortificate, ce datează din secolele XIII-XVI. 7 dintre cele peste 150 de biserici fortificate, atent conservate din regiune, împreună cu satele din care fac parte, sunt înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO. Biserica evanghelică fortificată din Meschendorf este construită în secolul al XIV-lea, în stil gotic timpuriu, fiind fortificată în anul 1495 și având în proprietate două monumente istorice, Biserica evanghelică și incinta fortificată cu două turnuri. Sonoro Musicland a ajuns și în acest lăcaș de cult, unde sonoritățile profunde ale muzicii de cameră au rezonat perfect cu aerul istoric al acestui ținut. Astăzi vă spunem bun găsit de aici din Viscri, satul de poveste care l-a fermecat pe prințul Charles al Marii Britanii. Și vă spunem cu toată sinceritatea că acest loc farmecă pe oricine îi parcurge pentru prima dată ulițele și cărările. Pentru că aici timpul pare a fi încremenit, pacea și liniștea sunt ingredientele principale, iar relaxarea și buna dispoziție vin și ele la pachet precum un bonus bine meritat. Aici, în Viscri, mai dăinuie bine conservată una dintre cele mai pitorești și monumentale cetăți țărănești săsești, ce cuprinde între zidurile sale una dintre puținele biserici sală romanice ale secolului al XIII-lea. Datorită structurii sale aproape neschimbate, a dimensiunilor și așezării sale, biserica cetate din Viscri se numără printre cele mai frumoase din Transilvania.
A fost construită de comunitatea germană, sașii transilvaneni, într-un moment în care zona aparținea regatului Ungariei, undeva între anii 1000-1301. Fiind fortificată în secolul al XV-lea și transformată într-o biserică fortificată cu turnuri, bastioane și două ziduri de apărare. Din anul 1999, ea face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Domnul și domnilor, bun găsit de la Viscri! Vă așteaptă un concert cum nu am avut plăcerea să organizăm în acest an. Satul din Viscri este una din destinațiile preferate ale prințului Charles. S-a îndrăgostit de acest loc și prin această dragoste și afecțiune a reușit să motiveze o întreagă generație de tineri, de oameni de afaceri, de aventurieri, care cu toții pe parcursul ultimelor decade s-au îndrăgostit de Transilvania și de aceste locuri, îndeoseb de Viscri, reușind astfel să renască o tradiție și să repună toate aceste localități pe hartă. Am urcat cu mașina încet, încet spre Biserica Fortificată, acest splendid loc, și am văzut ulițe liniștite, adormite, gâște, căței, măgăruși, tot felul de orătănii care fac acest loc atât de pitoresc. Sunt foarte curios dacă în această seară celebrul liliac din biserică va veni să asculte concertul sau va deranja concertul, și nu știm dacă o să-i placă Paganini, Scarlatti, Mozart sau alt compozitor, Schubert. Prin muzică, bogățiile arhitecturale ale Transilvaniei. Răzvan Popovici este un pasionat de a descoperi locuri, oameni, spații neconvenționale, dar extrem de valoroase pentru noi românii. Vreau să-mi povestiți un pic despre această inițiativă, cum vi se pare, ați fost și la concert, ați văzut atmosfera, ați trăit emoțiile. Cum este Sonoro Musicland în peisajul cultural românesc? Sonoro e o instituție, nu? A reușit să facă o transformare radicală, aș spune, în peisajul muzical din România, cu toate substructurile care formează astăzi universul Sonoro, festivalul, în primul rând, una dintre cele mai mari inițiative private, până la urmă, legată de aducerea muzicii într-un spațiu democratic și despărțirea cumva de sentimentul de elitism pe care adesea îl asociem, din păcate, muzicii clasice. Totodată, proiectul Sonoro reușește prin Sonoro Conac și respectiv prin Sonoro Musicland să facă această fuziune între fenomenul întâlnirii publicului în spații neconvenționale și reîntoarcerea, până la urmă, la tradiția muzicii. Pentru că noi le spunem astăzi spații neconvenționale, dar în majoritatea lor covârșitoare sunt locuri, fie ca geografie, fie efectiv ca spații patrimoniale, în care s-a făcut muzică, s-a consumat muzică, s-a generat muzică. Iar atunci când vorbim despre Transilvania, în mod particular, mai ales cum programul include sistematic și întotdeauna muzică barocă, suntem într-un loc care a fost sincron
cu fenomenul muzicii de Europa Centrală. Atunci când asculți Mozart la Meschendorf sau la Viscri sau la Brașov, muzica lui Mozart e acasă aici. Spațiul Europei Centrale a născut un fenomen muzical care după aceea a radiat în toată Europa și pe care astăzi îl asociem formei moderne a interacțiunii cu muzica, fie că e vorba de operă, fie că e vorba de muzică de orchestră, indiferent de format. Formatul propus aici în Deopște este cameral, mai adaptat sau adaptat acestor locuri adesea micuțe, dar în care dimensiunea spațiului nu e neapărat suprapusă pe dimensiunea experienței muzicale, care e generoasă. Evident că există și acest public al Sonoro, care, iar Musicland nu face excepție, și e un public special. E un public care e generos, e adevărat, dar în același timp așteaptă cu anumită înfrigurare suprapunerea aceasta între un spațiu fără timp, pentru că atunci când pleci din București, Viena, n-are importanță, și te întorci într-un loc cum e acest est al Transilvaniei, sud-est al Transilvaniei, care are propriul său ritm, propria sa geografie, propria sa distanță, inclusiv cea geografică, care face această întâlnire cu muzica foarte specială. A venit momentul unei noi sesiuni muzicale desfășurată sub aura repertoriului surpriză, unde muzicieni și public deopotrivă se delectează cu sonorități surprinzătoare și inedite. În această seară, la Viscri 125, se respiră muzică, și nu orice fel de muzică, ci acel tip de înlănțuiri sonore redate în modul unic atât de specific muzicienilor Sonoro. O atmosferă cu totul specială se instalează pe măsură ce publicul prezent trăiește fiecare sunet respirând în același ritm cu muzicienii. Timpul se dilată, în aer plutește miros de iarbă cosită, iar cerul înstelat devine complice la cele mai frumoase pagini muzicale oferite în dar tuturor celor însetați de lumea sonoră a festivalului Sonoro Musicland. Festivalul Sonoro Musicland la cea de-a treia ediție, cum este să găzduiți asemenea evenimente? Este magic. Este magic pentru că mai rar ajungem la spectacole, la evenimente culturale, și atunci când vin ele la noi, e minunat. Nu este pentru prima dată când Sonoro Musicland se află aici, în această curte. Cum este să aveți muzicieni prezenți în spațiu cumva neconvențional, că până la urmă suntem obișnuiți ca muzicienii de muzică clasică să-i vedem pe marile scene sau pe o scenă de teatru, de concert, însă de data aceasta au cântat într-un hambar al dumneavoastră și publicul s-a simțit foarte bine. Iată că muzica poate să ajungă și în spații mai puțin obișnuite și să aibă un impact mai mare decât pe scenele de concert. Tocmai. E partea preferată de fiecare dată când se întâmplă festivalul. Partea mea preferată este jam session-ul de seara, pentru că ei sunt și ei mai destinși, noi suntem mai aproape, se râde, se zâmbește, se apar surprize, e magic, cum ziceam, e cu totul altceva.
plecăm încă din Viscri pentru că trebuie să aflați povestea a trei locuri pline de farmec, readuse la viață de oameni care iubesc tradiția și tot ceea ce înseamnă moștenire culturală. Trei locuri vii în care echipa și muzicienii Sonoro au degustat timp de câteva zile bucuria reîntoarcerii la lucrurile simple. Au simțit și respirat aerul plin de parfum al timpului oprit în loc. Trei locuri vii al căror suflu a păstrat farmecul istoriei. Și asta datorită celor care în urmă cu câțiva ani au decis că Viscri trebuie readus în circuitul turismului de calitate, prin reabilitare, reconstruire și grijă infinită față de casele tradiționale. Un astfel de exemplu este Viscri 125, un colț de rai pe care Mihai Grigore l-a cumpărat și restaurat începând cu anul 2006. Aici am regăsit frumusețea caselor de altă dată, întreținute cu mare grijă, care emană un aer aparte. Reproducerea atmosferei de odinioară este realizată cu ajutorul mobilierului masiv și al detaliilor specifice spiritului saxon. Oaspeții se pot bucura de natură chiar de pe terasa ce se deschide spre curte și grădina de legume, iar mâncarea tradițională cu produse naturale, o parte dintre ele culese din grădina proprie, transformă șederea într-o experiență culinară de poveste. În 2006 am ajuns întâmplare în sat și era cu totul altceva. Era un sat în care veneau maxim 500 de turiști pe an. Nu trecea nicio mașină pe stradă mai sus de noi, totul era gol. Și curtea asta în care stăm era numai fusă locuită de 12 ani. Era un munte de gunoi și de urzici și totul era dărmat, dar părea ruptă din povești. Așa. Era încă atunci când am deschis casa, încă erau ziarele de când plecase răsașii pe masă, încă erau lăzile de zestre, avea ceva, avea o energie. Ce s-a întâmplat cu Viscri în mod particular e că a câștigat foarte multă faimă și foarte multă popularitate și părea mea că asta risca să-l ducă într-o direcție greșită. Și eu cred că direcția bună e ce se întâmplă azi. Este un loc frumos în care merită să te bucuri de ceva mai mult decât două ore pe stradă făcând niște poze cu niște case colorate, care sunt frumoase. Dar cred că e un loc în care merită să trăiești, să stai două, trei zile, să asculți o muzică bună, să vezi o expoziție de pictură, de fotografie. Sunt niște evenimente care, în plus, atrag un anumit fel de oameni. Și nu vreau să sune rău, dar astea sunt oamenii pe care ne-i dorim aici, în zonă. Oameni care se bucură de un pic mai mult decât de, cum spuneam, cele două ore și o mâncare bună. Știți unde mergem acum? La Viscri Nou, un alt loc de poveste unde Bogdan, actualul proprietar, a redat spațiului strălucirea și farmecul specific vremurilor de odinioară. Când pășești în curtea sa, o lume nouă ți se așterne la picioare. O lume a lucrurilor trainice, făcute cu simț de răspundere și multă iubire față de tot ceea ce ține de cultura tradițională. Pe lângă toate acestea, se adaugă farmecul dimineților în care ești servit cu cel mai bun mic dejun făcut în casă, ce are menirea de a-ți preschimba chipul în zâmbet și lumină. La Viscri Nouă nu ai cum să nu devii parte din suflul molcom al fiecărei zile, din respirația locului ce pare desprins din alte timpuri. Iar istoria dobândirii lui este una despre curajul de a lăsa în urmă o poveste de succes în schimbul uneia noi, construită cu multă trudă și credință. În cealaltă viața mea, eu aveam foarte mult contact cu oameni din California și tot timpul, de așa, dintr-un fel de mândrie, să-i zic, mi-aș fi dorit să le spun: "Hey, come in Transylvania, I have a house there." Și de multă vreme îmi căutam o casă undeva în Transylvania, mergând foarte mult cu bicicleta printre satele de aici pe timpul verii. Și când am ajuns în Viscri pentru prima oară, era noapte, mi-aduc aminte când am intrat în sat, nu știu ce m-a făcut, dar imediat mi-am dat seama,
aici trebuie să fie casa aia. Îmi făcusem un plan destul de amănunțit așa, pe care l-am dat peste cap. L-a dat peste cap realitatea locului, de fapt. M-am adaptat foarte mult față de planul inițial. E un pic altceva ce se întâmplă. Da. Tu ai fost la concertele sonore? Fost sigur că da. Și vreau să-mi povestești un pic despre atmosfera acestor evenimente, pentru că nu este una tipică. Da, e fantastic în zilele când se întâmplă festivalul, că tot satul parcă e însuflețit, e atmosfera aia festivalieră, dar totuși relaxată, pentru că în satul ăsta oricum n-ai cum să faci ceva prea așa la cravată și la și se bucură toată lumea aici, inclusiv sătenii, ceea ce cred că e un mare plus. Cu patru ferestre, îndreptate către soarele dimineții, care a rămas goală timp de 15 ani. Aceasta este casa de la numărul 32, unde doi tineri au decis să se mute fără prea multe planuri în iarna înzăpezită a anului 2016. Și-au vândut agoniserile de la oraș și-au venit la Viscri pentru a-și încetini ritmul de trai și a-și schimba modul de viață, pentru a se implica în comunitatea satului și pentru a trăi mai sănătos. După o restaurare plină de aventuri, folosind materiale și tehnici tradiționale și meșteri locali, au reușit să redea farmecul camerelor originale, oferindu-le în același timp confort contemporan și o atmosferă romantică. Au călătorit în Transilvania căutând mobilier și decorațiuni vechi, au restaurat mobilă, ferestre, ziduri de piatră și au construit sobe pictate. Au refăcut hambarul din lemn de la 1869 și au finalizat șura albă de lângă livadă, în care puteți găsi acum un mic restaurant slow food. Ingredientele sunt adunate de la familii de producători din zonă. Rețetele transilvanene sunt gătite așa cum făceau bunicii sau ușor reinterpretate, echipa e formată doar din oameni din sat, iar atmosfera e prietenoasă ca focul care arde în șemineul din șură în lunile reci. Astfel sună descrierea de la Viscri 32, unde Mara și Alex, un avocat și un designer, au decis să se mute în urmă cu 6 ani și să schimbe definitiv conceptul de viață la țară. Noi suntem locul în care poate să acomodeze și cerințe un pic mai speciale, oameni cu intoleranțe, vegani, vegetarieni, oameni care vor să bea o cafea de specialitate proaspăt prăjită sau un cold brew infuzat de noi sau care vor un gin tonic artizanal și sunt cumva aceiași oameni care vor și un vin de calitate de la crame pe care le selectăm tot așa din zonă sau oameni care vor să mănânce o mâncare care nu doar că are un gust bun, dar care și arată poate un pic mai atent pus în farfurie. Și atunci poziționarea noastră raportat la alte proiecte din sat este că oferim, să zicem, un pic mai multă atenție detaliilor legate de design față de alții, să zicem. Noi am continuat mai multe demersuri începute aici în ultimii 20 de ani. Cred că bucata asta de Transilvania a fost deja validată ca o zonă super importantă din punct de vedere natural și cultural. Și noi ce facem acum este să ne construim proiectul bazându-ne cumva pe fundamentul ăsta. Însă aventurile muzicale continuă să ne îmbogățească sufletul pe drumul parcurs alături de artiști și public. Ajungem astfel aproape de cer, în satul Măgura, la Casa Artiștilor, un spațiu ce găzduiește concerte, rezidențe artistice și alte tipuri de manifestări culturale.
Casa artiștilor a fost construită în 1997 de către un meșter din Săpânța, după modelul unei case tradiționale brănene, aflată în Complexul Muzeal Național Astra din Sibiu. De-a lungul timpului, Casa Artiștilor din Măgura a fost gazda mai multor concerte sonoro, dar și a altor proiecte muzicale naționale și internaționale, rezidențe de pictură, arhitectură sau ateliere dedicate meșteșugurilor tradiționale. Însă astăzi, în Casa Artiștilor, răsună muzica. Iată că v-am adus în vârf de munte. Concertul din această seară este intitulat Aproape de Cer și chiar aici suntem. Ne aflăm la Măgura, la Casa Artiștilor, în vârful unui munte, deja celebru, pentru cei din țară și cei din străinătate. Casa Artiștilor este un loc pe care l-am descoperit anul trecut, la ediția a doua Sonoro Musicland, și care se pare că a devenit unul dintre locurile cele mai îndrăgite atât de muzicieni cât și de publicul nostru. Va fi un program splendid, aproape de cer. Mozart, Debussy, pe aripile vântului, evident, flautului Debussy și adiera sa blândă a vântului sunt extrem de legate și înfrățite. Apoi un splendid vintage de Frank Bridge și, desigur, Alberto Mesirca cu una din surprizele lui muzicale pentru chitară solo. Vă dorim audiție plăcută! Printre șoapte sacadate îi promite numai lapte. Mierea, ci că s-o dea el, că doar îl cheamă Mirel. Comfortable places is natural because also one can read in contemporary reports or letters from the Bach times. Mm-hmm. They thought Bach played not in the church. Everybody thinks he was in the church and then playing organ and no. They say he played in coffee houses and in open places and also on uncomfortable places. Yeah. It's in a letter of one of his sons or so, but it's existing. Also in Mozart times, the people, the musicians went through the lanes and made a concert in Mirabel Garden. This is a part of music. Also the form of march of serenade. Serenade is in under open sky. Should be, yeah. So here, this is the right way. The idea may bring to make a to bring this special kind of music to more people. It's this is a good idea. And if you just find one person, this is a win for the world. Atmosferă deosebit de caldă, deosebit de intimă și plăcută. Copii, oameni din sat, fene ai festivalului, prieteni vechi, s-au adunat toți în jurul nostru și ne-au ascultat cântând și a fost o atmosferă extraordinară și cred că asta este ideea de a duce muzica aproape de pământ, aproape de oameni, în locuri mai puțin cunoscute, mai puțin cântate,
dar care răsună de tradiție și care ca și solul mănos, solul sufletesc este foarte fertil și are o sete de lucruri frumoase și de muzică. Și se întâlnesc cele două lucruri. Această inițiativă a lui Răzvan, muzicienii veniți din toată lumea, cântând pe aceste play-uri oamenilor din toate colțurile țării, pentru că vin oameni și de departe să ne asculte, dar și oameni locali care n-au auzit niciodată muzică clasică și sunt încântați. Probabil că toți artiștii sonoro sunt îmbrăcați în straie populare. Și în ce mod poți onora mai frumos moștenirea culturală dacă nu aducând un omagiu portului popular național? Cum au ajuns muzicienii sonoro să poarte aceste veșminte de poveste? Prin intermediul unui om special, iubitor de frumos, îndrăgostit de valorile naționale, pasionat de tot ceea ce este și înseamnă autentic românesc. Întotdeauna când purtam în Germania, unde am trăit foarte mulți ani, un costum românesc, mă simțeam foarte sigură, foarte liberă, foarte sigură. La prezentări de festival, totdeauna am purtat costumul românesc pentru siguranța mea, pentru mine, nu ca să dovedesc ceva sau să arat ceva. Sigur că lumea s-a emoționat de frumusețea acestor costume și când am jucat Ifigenia din Tauris de Goethe, a fost dorința mea să joc într-un costum popular și vă arăt acum bluza. Sper că mi-a adus-o, da, mi-a adus-o înapoi, Cătălina. Deci, așa era Ifigenia din Tauris în Germania în teatru, cu această bluză. Sigur, dedesubt era o fotă albă, adică un dar bluza este din spectacol și va rămâne pentru mine întotdeauna o mare amintire a unui rol pe care l-am iubit foarte mult. Deci asta este povestea Ifigeniei. Deci așa se leagă poveștile, una dă mâinile celuilalt și ne întâlnim. Ne întâlnim în sensibilitate. Ați auzit pe Pablo cântând la clarinet afară. Cum să spun? Se curăță aerul. Transilvaniei a prins viață și a reverberat prin recrearea unor comunități și inițiative culturale construite nu doar în jurul monumentelor ignorate sau uitate, ci și în jurul tradițiilor, a creațiilor populare, a culturii gastronomice și a bucuriei de a împărtăși. Muzica sonoro și-a extins ecourile și a ajuns la castele, cetăți, biserici fortificate, dar și în spații importante din orașul Brașov, oferind un regal al muzicii de cameră pentru un public local, național și internațional. Pașii ne conduc spre ultimele concerte Sonoro Musicland și reintrăm în lumea concretă a orașului, a spațiilor arhitecturale străjuite de asfalt, rumoare și aglomerații.
Și iată ne ajungi la următoarea oprire muzicală, Piața Brașai. Știați că Brașovul are o nouă piață în centrul istoric, Piața Brașai, sau cum o ascultătoare vorbitoare de limba maghiară m-a corectat ieri, Brașai. Un loc care îl onorează pe marele fotograf provenind din Brașov, așa numitul Brașoveanul, iar în Paris supranumit L'œil de Paris, pentru că a fotografiat absolut totul la vremea respectivă, inclusiv pe cele mai mari personalități ale vieții culturale pariziene. De la Henry Miller, la Giacometti, până la Pablo Picasso sau Salvador Dalí. În această seară îl onorăm și noi, muzical, cu un program plin de culoare și de virtuozitate, reamintindu-ne cumva de splendidele fotografii pe care le-a făcut odinioară. Așadar, numele Brașai s-a născut din dorința de a cinsti memoria marelui fotograf, dar și din necesitatea recuperării elitelor culturale și a istoriei multietnice a orașului. Iar Sonoro Musicland a avut grijă ca toate aceste detalii culturale să fie întrupate în cel de-al 13-lea concert dedicat descoperirilor arhitecturale și identitare din Transilvania. Pablo de Sarasate, Nino Rota, Astor Piazzolla sau Isaac Albeniz au fost o parte dintre compozitorii onorați în cadrul concertului intitulat A Few of My Favorite Things. Toate aceste ingrediente rafinate au fost însoțite de muzicienii entuziaști, publicul avid de culori sonore și de o seară specială cu parfum de vară serenă. Publicul prezent în frumoasa piață Brașai, mă uit în jur și mă gândesc că de mai bine de 16 ani, Sonoro este o stare de fapt, o emoție ce se insinuează subtil în sufletele celor ce ascultă. Pentru foarte mulți dintre cei ce privesc în acest moment către artiștii ce dau viață acestui concert, Sonoro nu înseamnă doar călătorie muzicală, ci și una itinerantă, pentru că Sonoro se trăiește urmându-l în toate locurile de poveste. Iată că a sosit momentul ca Sonoro Musicland să intre și în sala de concert, unde, la Filarmonica din Brașov, una dintre cele mai vechi instituții de gen din România, inaugurată în secolul al XIX-lea. De-a lungul existenței sale, Filarmonica din Brașov s-a bucurat de o pleiadă de personalități artistice ce i-au trecut pragul. Astfel, pe podium și la pupitrul orchestrei au pășit nimeni alții decât Johann Strauss, Joseph Joachim, Johannes Brahms, Richard Strauss și, nu în ultimul rând, George Enescu. Sufletește vorbind, cum vezi tu acest festival Sonoro care între timp s-a diversificat? Pentru că există foarte multe evenimente sub această părărie, să spunem, Sonoro. Avem Musicland, avem Sonoro Polac, Sonoro Interferențe, marele festival Sonoro de muzică de cameră în fiecare lună noiembrie. Povestește-ne puțin. Ce mi se pare foarte interesant este faptul că noi participanți sau foștii participanți de la Interferențe deja am crescut și am ajuns să cântăm și la aceste festivaluri mari. Dar în același timp mi se pare că atmosfera și energia Sonoro a rămas întotdeauna aceeași. E aproape nostalgic să revin de fiecare dată la Sonoro pentru că îmi amintesc de experiențele minunate acumulate în cadrul proiectului Interferențe. Pentru mine ca român,
A fost o descoperire toată această zonă, care este cumva un univers paralel. Au adus muzica în spații, să zicem, neconvenționale și în același timp a arătat și o fațetă extraordinar de frumoasă a României, artiștilor internaționali pe care i-a invitat. Excepțional, adică se simte dorința publicului, bucuria publicului de a auzi muzică live și eu am avut emoții și mă simt foarte, foarte onorată și bucuroasă că am putut fi aici să cânt live la Filarmonia din Brașov, care este o sală minunată. Pentru mine, cu cât e un cadru mai mic, mai intim, cu atât putem transmite mai mult publicului, bineînțeles și în săl mai mari, dar sentimentul meu e că e ceva magic care se întâmplă când suntem atât de aproape de public și simțim foarte bine rezonanța care vine din partea publicului. Spus de mult că Sonoro Musicland este și la Sala Patria și pentru brașoveni, chiar în 3 concerte. Ieri a fost unul, astăzi încă unul chiar în sală și vom încorona acest festival cu un concert alături de Filarmonica Brașov și de muzicienii noștri de aici, în postura de dirijoare, având-o pe Diana Kettler. Sunt ca un copil mic care se bucură de o bomboană minunată pe care a primit-o. Foarte simplu spus. E nemaipomenit, avem o efervescentă culturală nemaipomenită, au venit niște artiști grozavi, ce să zic, mai mult decât că vă invităm pe toți să ne ascultați. Festivalului Sonoro Musicland. Am trăit 10 zile de muzică oferită cu profundă bucurie. 10 zile de respirat emoții sonore într-o cu totul altă lume. 10 zile de călătorii și descoperiri, dar și de privilegii în aflarea amănuntelor inedite din viața de muzician internațional. Ultimul concert al Sonoro Musicland are loc în Piața Sfântul Ioan din Brașov, un spațiu urban redesenat în ultimii ani, convertit dintr-o zonă de parcări într-un spațiu cu destinație mixtă, propice evenimentelor culturale intime cu format restrâns. În această piațetă puteți găsi prize pentru încărcarea aparatelor electronice prin alimentare exclusiv din energie regenerabilă. Dispune de un rastel pentru biciclete, un avizier pentru mesaje, un panou cu afișaj LED și o bibliotecă. Iar astăzi, Piața Sfântul Ioan se pregătește de Sunetul Muzicii, un veritabil concert simfonic oferit de Filarmonica din Brașov și muzicienii Sonoro. Iată, ne ajungi la ultimul concert al celei de-a 3-a ediții a Festivalului Sonoro Musicland. Piața Sfântul Ioan, până nu demult o parcare, a fost redată cetățenilor Brașovului de autorități și Filarmonica Brașov va fi protagonista acestui concert final, alături de Alexander Sitkovetsky, de Pablo Baragan Hernandez, de Andrei Ioniță, de mine și de Diana Kettler. Vă așteaptă un program extrem de estival, Haydn, Mozart, Grieg și un final extrem de alert cu variațiunile lui Gioachino Rossini. A fost o ediție splendidă, plină de aventuri, de multă muzică bună, de locuri de neuitat, de delicii culinare Transilvanie, de peisaje, de castele, curți ale șurelor restaurate din
țara Hameiului, de clădiri importante din Brașov sau Sighișoara. Nu pot să spun decât că sunt extrem de fericit și recunoscător că am reușit să ducem la bun sfârșit această ediție. Mulțumiri din suflet sponsorilor și partenerilor care au făcut această ediție să fie ceea ce a fost. Mulțumim!